Cheltuielile pentru deplasările în afara țării a președintei Maia Sandu vor fi reduse în acest an cu 30% până la 700.000 de lei. Se întâmplă după ce anul trecut șefa statului a valorificat doar jumătate din suma alocată în acest scop, mai exact puțin peste jumătate de milion de lei. Raportul făcut public astăzi de președinție arată că în 2022 șefa statului a avut 19 vizite oficiale în afara țării, pentru care s-au cheltuit puțin peste 514.000 de lei, sau jumătate din bugetul administrației prezidențiale pentru vizitele în străinătate. Dacă ar fi să comparăm cu primul an de mandat al Maiei Sandu, atunci aflăm că în anii 2021 și 2022 au fost cheltuite sume comparabile, puțin peste jumătate de milion de lei. În 2020 însă cheltuielile președinției pentru deplasări au fost ceva mai mari. Fostul președinte Igor Dodon a luat din buget aproape 633.000 de lei dintr-un milion alocat. Acum un an, Maia Sandu se lăuda că reușește să facă economii și pentru că zboară cu rute low cost. În situația în care noi am avut foarte multe rezultate pe politică externă în comparație cu președintele precedent. Acolo unde s-a putut, noi am încercat să facem economii, noi am zburat low cost. Cele mai costisitoare deplasări pe care le-a avut Maia Sandu în 2022 au fost cele de la Paris și New York, pentru care s-au cheltuit câte aproximativ 77.000 de lei.